Aproximativ 100 de angajați ai Serviciului Județean de Ambulanță Gorj s-au întâlnit ieri cu noul manager al instituției. În cadrul întâlnirii, oamenii au încercat să-l familiarizeze pe noul șef cu gravele probleme cu care se confruntă serviciul. Am avut o ședință informală cu toți angajații ambulanței care au putut să vină. Au venit destul de mulți, cam peste 100 de oameni. Și au indicat fiecare probleme din zona de activitate care privesc strict sfera profesională. Noul manager a promis că va face toate eforturile pentru ca problemele să fie soluționate, astfel încât gorjenii care beneficiază de asistența serviciului de ambulanță să nu aibă de suferit. Nu au ridicat niște probleme absolut deosebite, pentru că ești cunosc meseria și nu... Sunt nemulțumiți de condițiile de lucru de la ambulanță? În principiu nu. Mai sunt de făcut niște lucruri, pentru că, după câte știți și dumneavoastră, unde este sediul unității, el arată deplorabil. Niculescu s-a întâlnit astăzi și cu reprezentanții substației de la Bumbești-Jiu.